Ați plecat la același drum și în cam aceeași perioadă cu Maria Ciobanu, cu Ion Dolănescu. Da. Tot aici știu și am descoperit, iată, secretul unei povești pe care Ion Dolănescu, cu ani și ani de zile în urmă, fiei Țărnăușoară, a spus-o. Viața lui și soarta a depins de o singură zi. Exact. Acum nu știu cum putem numi destinul, întâmplarea, doar o hotărâre a dumneavoastră a făcut ca duetul să nu se numească Maria Ciobanu Ion Dolănescu, exact. Și era cât pace să se numească Ștefania Etegan Ion Dolănescu. Exact. Ne povestiți puțin cu această întâmplare cum a fost. Erați în București. Eram în București pentru o filmare în televiziune. Era spațiu rezervat pentru persoana mea în televiziune. Și eu mai vorbeam cu Dolănescu la telefon, prin scrisori. El venea în colaborare aici, exact. Deci colaborați cu exact. Ansamblu. Și a știut că eu în ziua aceea sunt în București și a venit la mine la hotel, unde eram cazată dimineața, și mi-a zis, uite, eu am spațiu în radio rezervat pentru a imprima o piesă și vreau să vii cu mine. Una din piesele cu care a mers cu doamna care Maria. Cu care a mers apoi. Cu Maria Ciobanu. Aulele, hăulitele. După mă duc neică, după curci. Așa. Deci a venit la dumneavoastră la hotel. A venit la mine la hotel în dimineața aceea. Și m-a rugat, te rog, renunță la filmare, hai să facem înregistrare, că filmare o să... Mai facem, dar astăzi e spațiu rezervat în radio și în radio când se rezerva un spațiu... Era sfânt, sfânt, trebuia respectat. Și eu am fost în dubiu, să las televiziunea, să... Nici televiziunea... Nu vroiam să o las pentru că și cei din televiziune, dacă renunți odată... Vă luau un nume de rău. Un nume de rău și dată, te credea în serios. Cum a venit chemată de noi și acum se duce să facă înregistrări. Da, v-a plăcut piesa când v-a fredonat-o? Nu vi s-a părut ceva nou, ceva inedit? Nu mi-a fredonat-o. Nu era nevoie. Treaba asta o discutasem noi mai înainte. Mai discutasem treaba. Și eu n-am știut că... Deci nu s-a lăsat până în ultima zi, până în ziua imprimării. În ziua imprimării. Și eu n-am știut că în aceeași zi, și sigur nici el n-a știut că în aceeași zi eu am filmare. Și da. A venit la hotel și hai să mergem să facem înregistrarea. Și atunci am spus, adică am fost în dubiu, la ce să renunț, la înregistrare sau la filmare. Cei din televiziune, cum v-am zis... Vă așteptau la poartă, cum se spune... cu rezervarea, iar Dolănescu cu imprimarea. Și atunci i-am spus, îmi pare rău, renunț la imprimare, deși poate că era bine. Acum, că, după ani, pe undeva mi-a părut rău, dar am fost ok, nu am fost invidioasă sau chiar m-am bucurat de succesul lor. Eu am avut succesul meu personal, de una singură. Într-adevăr, apariția cu duetele au zguduit piața muzicii populare. Au zguduit piața și ei se... A fost un om ce a știut să miroasă succesul? Da. Cum s-ar spune, a fost un afacerist bun în lumea asta? Foarte bun. Și culegeri de folclor, piesele lui Dolănescu nu cred că le are nimeni. Niciun solist nu le poate avea numărul. Care l-a avut Dolănescu. Piese de valoare aduse și imprimate. Da. Da, și atunci a rămas cu Maria Ciobanu să facă duete. Eu am rămas cu televiziunea. Ați rămas la Craiova. Am rămas la Craiova, la ansamblu, turnee. Așa din când în când, că nu întâmplător v-am întrebat eu dacă vreodată vreun solist v-a cerut de soție.
mai avea, așa fiind tânăr și frumos, mai ales dumneavoastră ca o zeiță. Mulțumesc. Mai spunea chiar și când era cu doamna Maria, Ștefania, Adevărul e că eram într-un turneu cu... El deja cânta duete cu Maria Ciobanu. Erau pe val. Da. Și am făcut un turneu cu Ionel Budișteanu, Ștefania Rareș, cu mai mulți soliști. Cu acordeonistul... Fără Miță Lambru și alții. Eram mulți soliști. Și Maria Ciobanu era în scenă și el era în cabină cu noi toți și mă cheamă așa deoparte și zice: ce zici, nu vrei să te căsătorești cu mine? Dar nu în glumă. Nu era glumă. Da, era serios. Și zic, da, mă, Ioane... De unde și până unde? Tu acum ești cu Maria Ciobanu. Maria Ciobanu deja era gravidă în 3 luni. Și zic, de unde și până unde? Nu va auzi așa ceva. Nu m-a convins în niciun fel. Nici nu eram de convins, pentru că eu personal eram convinsă că nu vroiam să mă căsătoresc în perioada aia. Plus respectul față de ei ca artist, ca familie, deja se închegase, n-ați vrut să... Nu s-ar fi căzut din partea mea, hai, dintr-o dată, că s-au mai întâmplat chestii de ăștia între soliști, dar... Nu, mi-a plăcut totdeauna să-mi respect persoana mea și persoana de vis-a-vis cu care... Drept dovadă că ați păstrat o relație de respect și prietenie cu ambii până în ziua de astăzi. Din totdeauna am avut o relație foarte bună cu ei. Și el și mama. Și cum v-ați cunoscut cu domnul Ion Dolănescu? Cu Ion Dolănescu eram căsătorită cu Burnea, cu tata lui Camelia. Și mă îmbolnăvisem. Nu duceam eu așa bine cu el, că era foarte, foarte gelos și... Asta mai lipsea, gelozia. Da. Eram foarte bolnavă. M-am internat la spitalul Carol Davila. Fiind în spital, a venit Dolănescu cu un textul... Aulele, unde te duci? Aulita aia, da, faimoasa noastră. Și m-a întrebat dacă vreau să imprim cu el. Era militar în termen, mi se pare, la Ciocârlia. Nu mai mi-aduc aminte, dar cred că era militar în termen la Ciocârlia. Și a făcut cineva un text și mi l-a adus să-l învăț. Și dacă vreau să imprim, că el s-a dus la radio și de la radio i-au propus să-l imprime cu Irina sau... nu știu mai cine mi-a zis mie că să-l imprime. Și el a zis nu. Eu dacă nu-l imprim cu Maria Ciobanu, nu-l mai imprim cu nimeni. Vă ochise la lui. Da. Și eu i-am zis că eu îl învăț, dar trebuie să-l întreb și pe bărbatul meu dacă e de acord. Da. Și a fost de acord, bineînțeles. E, când l-am imprimat, a luat toată țara foc. De ce? De ce? A fost un foarte mare succes. O explozie. Explozie. Cântam, dar noi nu aveam nimic ca unul cu altul. Noi eram căsătorită cu Burnea, el un era cu Iustina Bănuțeanu. Căsătorit. Da. Dumneavoastră căsătorită, dumnealui căsătorit. Bineînțeles. Am cântat împreună, făceam turnee... Lumea deja ne însurase unul cu altul, dar noi n-aveam nimic. Mult mai devreme. Bineînțeles. Lumea zicea, păi, gata, sunt soț și soție. Dar și de domnul Burnea nu devenise și mai gelos? Păi tu toată ziua cânti lângă Ion Dolănescu, ăsta este tânăr. Păi era gelos, sigur că era gelos. Dar până la urmă v-a cucerit domnul Ion Dolănescu. Da. M-a cucerit. Cum a reușit doamna Maria? M-a cucerit datorită faptului că mi-a plăcut și mie cum a cântat el. A avut o voce extraordinară. A cântat foarte frumos, a avut niște cântece frumoase și ne potriveam foarte, foarte mult amândoi. Eram ca
cum să vă spun, armonizat. Ne spunea lumea icoanele din casele noastre. Așa a fost și ne-au cusut în prezent. Ne-au cusut tablouri pe și ne purtau în casele lor admiratorii. Ce glorie, da. Doamna Maria Ciobanu. Eram foarte iubiți. Cine a făcut primul pas? Domnul Ion sau dumneavoastră? El a făcut, el se ținea de capul meu și eu nu vroiam. S-a ținut vreo 2 ani, așa de capul meu, 2-3 ani. Că aveam o colegă la Doina Oltenie, era atunci, și îi zicea lui, mă, ce are mai Felicia ființa asta de nu mă bag în seamă deloc. Dar ea zice, lasă-o mă Ioane în pace, că are 2 fete, e măritată, ce-i cu ea? Are rostul ei. Da, zice, fă eu dacă nu mă sor cu asta, eu mă omor. Era în stare, pentru că se îndrăgostise de dumneavoastră. Așa era, așa s-a exprimat. Păi, se îndrăgostise și el de mine și eu de el. Și dumneavoastră. Dar nu puteam, că eram căsătoriți amândoi. Dar? La urmă, gloria creștea. Da, gloria creștea, făceam turnee mereu, eram solicitați de toate. Dragostea ardea? Da, dragostea ardea, da. Foarte mare dragoste. Și ați luat până la urmă hotărârea de a pleca din căsnicia. Până la urmă hotărârea, dar nu, mă rog, nici el nu era divorțat de Iustina, nici eu de Burnea, până la urmă ne-am divorțat. Nu ați luat lumea în seamă, oricum lumea vă dorea împreună. Lumea vorbește, dar... Pe, v-au vrut împreună. În primul rând, când... Publicul v-a căsătorit, să știți. Da, așa este. Publicul mai întâi. Da. Și după aceea sentimentele dumneavoastră, care da, au fost foarte frumoase.